Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele, iar pe adresa de e-mail, așa cum v-am promis, răspundem și întrebărilor sosite pe adresa de e-mail. Andra ne-a trimis imagini cu lămâiul pe care îl are și ne roagă să-l salvăm, pentru că în acest moment este invadat de dăunători și avem și în imagine, este vorba și de acarieni, pentru că vedem acea pâslă, vă spuneam, mică și păduc de frunză. Acarieni, cu siguranță sunt acarieni, trebuie neapărat făcut tratament. Deci să vă cumpărați produsul Nisorun 5 grame împreună cu produsul Caratezion sau Mavric 2 ml, le puneți ambele în 5 litri de apă și faceți 3 tratamente la interval de o săptămână. Stropiți și planta și pământul. Alima ne roagă să-i spunem cum poate să scape de cârtițe și șoarecii cu botul roșu. De cârtițe vă spuneam că puteți să folosiți, decopertați mușuroiul, sunt batoanele fumigene pe care le aprindeți, le lăsați un pic să facă jar. Cu jarul în jos le puneți în galerie și acoperiți cu pământ, se produce un gaz destul de iritant pentru vietăți și cârtițele nu fac altceva decât să-și mute locul pe altă parcelă. Legat de șoareci cu botul roșu, nu-i cunosc, dar bănesc că sunt tot șoareci. Da, sunt niște mamifere care se pot combate cu cuburile cerate. Dar la fel, cuburile cerate introduse în galerii sau în acele recipiente de unde animalele de companie, unde animalele de companie nu pot să ajungă pentru că ele sunt destul de toxice. Dar în livadă de regulă se aplică în galerii. În galerii și acoperite cu pământ să nu poată să fie scoase de animale de companie. Silvian ne întreabă dacă poate da cu stomp după ce a semănat semințe de ardei gogoșar, menționează că seamănă direct în pământ, nu produce răsaduri în alveole. Nu. Lucian, vă rog să-mi spuneți ce tratament pot face pentru monilioză, dar la lemn, pentru că am o mare parte din pomi care au unele șarpante chiar uscate și de culoare gri. Aia trebuie eliminate, dacă sunt uscate, eliminate și după aceea trebuie făcut tratamentul de iarnă. Produsele pe bază de cupru ajută, iar în primăvară, cum apar primele frunzulițe, făcut tratamente cu Corus, cu Signum și sunt produse expre pentru așa monilioză. Ceva și făcut 2-3 tratamente anual și se rezolvă problema. Radu ne roagă să-i spunem cum poate să întrețină corespunzător tuia, are tuia între parcele, între vecini și are și periodic usucă câteva rămurele, le taie, tratează corespunzător, dar ne spune el la nivel de amator, le tratează cu uleiuri cuprice, le pune sare amară și îngrășămintele adecvate, dar ar vrea să aibă o conduită deci de tratament. Deci aici este o problemă. În primul rând trebuie să știm dacă există ceva dăunător în coroană. Dacă există asemenea dăunător, se face acum în perioada asta? Nu. Dar în primăvară, foarte devreme, când temperaturile sunt cu plus afară, un tratament cu un produs pe bază de cupru și un insecticid și se repetă la 2 săptămâni. Iar dacă chestiunea se continuă, atunci va trebui să vadă și un îngrășământ care să conțină acid, să facă aciditate. La conifere ne recomandăm să folosim geliansol amestecat cu apă 100 de mililitri în 10 litri de apă, iar ca tratamente de întreținere îngrășământul la sol și 3 tratamente minim pe an cu Nisorun și un insecticid. Vedeți care îl mai găsiți, fie Caratezion, fie Mavric, vă spuneau domnul Ghibu săptămâna trecută. Sau chiar tot. Talent, dacă găsiți undeva. Talent super și neapărat tratamentele la conifere făcute cu atomizorul, astfel încât să introduceți cu suflu de aer și în interiorul coroanei substanțele, pentru că în general dăunătorilor le place să fie protejați de căldură, de frig și să aibă și umiditate. Ei se adăpostesc în interiorul coroanei. Când îi vedeți deja la exteriorul coroanei, înseamnă că invazia este mare. Este târziu. Marius ne spune că în grădină cultivă pe circa 100 de metri pătrați
cartofi pentru consum propriu, dar pe aceeași parcelă folosește în fiecare an. În ultimii 2 ani, după răsărire, a văzut că există niște dăunători în sol care îi mănâncă cartofii direct în pământ. Da, acolo, la pregătirea patului, normal ar fi trebuit acum, în perioada asta, să facă arătură și să scoată absolut tot pământul care s-a infestat afară, o parte din insecte să moară datorită condițiilor climatice, iar în primăvară, la pregătirea terenului și la efectuarea șanțurilor unde se plantează, pe fundul șanțului se pune trica expert. Trica expert sau lebron, le găsiți. Și după aceea tuberculii de cartofi astupați și imediat după plantare să se facă o udare din abundență, să intre în acțiune substanța respectivă. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru informații, vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți și vă așteptăm cu mare drag și miercuri în direct la ora 18. Multă sănătate, toate cele bune!